Târgujienii nu iau în seamă prevederile legii antifumat. O dovedește faptul că tot mai multe persoane sunt prinse trăgând din țigară în locuri unde nu le este permis. Polițiștii locale au aplicat 14 amenzi contravenționale fumătorilor care au aprins țigara în spațiile publice unde fumatul este interzis. Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au aplicat de la intrarea în vigoare a legii numărul 15/2016 14 sancțiuni contravenționale persoanelor fizice. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 1050 de lei. Pentru ca legea să fie respectată, polițiștii locali fac zilnic controale. Persoanele amendate au fost surprinse fumând în stații de transport în comun, în locuri de joacă, dar și în spații publice închise. Poliția locală a municipiului Târgu Jiu va continua controlele pentru a-i depista pe cei care nu respectă prevederile legale. Legea antifumat a intrat în vigoare din 17 martie, iar amenzile pentru încălcarea legii sunt cuprinse între 100 și 500 de lei pentru persoanele fizice și între 5.000 și 15.000 de lei pentru firme.